Slăvit să fie Domnul! Dacă doriți să citim împreună din Roman, capitolul 8, pagina în Biblie, 1101, Roman, capitolul 8, cuvântul Domnului care spune astfel, un cuvânt de învățătură pentru seara aceasta, un cuvânt puțin mai greu, dar de foarte mare folos pentru sufletele noastre. Roman, capitolul 8, care spune așa: acum dar nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. În adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Căci lucru cu neputință legii, întrucât firea pământească o făcea fără putere, Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, trimițând din pricina păcatului pe însuși Fiul Său într-o fire asemănătoare cu a păcatului, pentru ca porunca legii să fie împlinită în noi, care trăim nu după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. În adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământești umblă după lucrurile firii pământești, pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului umblă după lucrurile Duhului. Și umblarea după lucrurile firii pământești este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. Fiindcă umblarea după lucrurile firii pământești este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu, căci ea nu se supune legii lui Dumnezeu și nici nu poate să se supună. Deci, cei ce sunt pământești nu pot să placă lui Dumnezeu. Voi însă nu mai sunteți pământești și duhovnicești, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este a lui. Și dacă Hristos este în voi, trupul vostru, da, este supus morții din pricina păcatului, dar Duhul vostru este viu din pricina neprihănirii. Și dacă Duhul celui ce a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, cel ce a înviat pe Hristos Iisus din morți va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său care locuiește în voi. Așadar, fraților, noi nu mai datorăm nimic firii pământești ca să trăim după îndemnurile ei. Dacă trăiți după îndemnurile ei, veți muri. Dar dacă prin Duhul faceți să moară faptele trupului, veți trăi. Căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Amin. Vă invit să vă reașezați. Vreau să ne oprim asupra Scripturilor și în mod special să înțelegem nevoia care creștinul o are, bazat pe Scriptură, de Duhul Sfânt. Într-o vreme în care biserica se descurcă foarte bine fără Duhul Sfânt. Asta e tragedia vremurilor noastre. Ne descurcăm așa de bine fără Duhul Sfânt, că spunea unul dintre scriitori, dacă nu mă înșel, Tozer, dacă Duhul Sfânt ar pleca dintr-o biserică, cei mai mulți nu și-ar da seama. Asta înseamnă că biserica se descurcă bine fără Duhul Sfânt. La apostol vedem complet altceva. Ei n-au făcut nimic fără Duhul Sfânt. Noi ne numim Biserica lui Dumnezeu Apostolică Pentecostală. Bine ar fi să ne întoarcem la valorile acestei biserici. Să nu fie doar numele, ci în viața noastră cu adevărat să fie Duhul Sfânt. Iată ce spunea cuvântul Domnului aici, în Roman, capitolul 8, care l-am citit, versetul 8. Deci, cei ce sunt pământești nu pot să placă lui Dumnezeu. Și vreau de aici să plecăm. Anume, faptul că noi creștinii suntem, și acest capitol Pavel nu scrie unor oameni din lume, când vorbește despre creștinul pământesc, firesc, și creștinul duhovnicesc, Pavel scrie bisericii. Două feluri de creștini, două feluri de frați, două feluri de surori, două feluri de membri în biserică, unii duhovnicești și alții firești, pământești. Iar apostolul Pavel face această remarcă extrem de importantă și spune în felul următor: creștinul pământesc, firesc, nu că nu vrea să fie plăcut lui Dumnezeu, nu poate fi plăcut lui Dumnezeu. Adică trece dincolo de voința noastră. Vedeți, eu mi-aș putea dori să ajung să lucrez în guvern. Mi-aș dori aceasta, de exemplu, dau un exemplu. Cineva și-ar dori să lucreze în guvern. Ei, dacă și poate, e altă problemă. Copiii mei ar vrea să conducă mașina. Și eu când eram așa mai tinerel, adolescent, aveam o mare dorință să conduc mașina. Mă, era dorința, dar nu puteam. Nici măcar n-ajungeam la pedale. Nu e suficient să vrei.
Cuvântul spune, cei ce sunt pământești nu pot să placă lui Dumnezeu. Și acest cuvânt este extrem de important. De aceea, dragii mei, în seara aceasta vreau să ne uităm în Scriptură, să înțelegem de care creștini suntem noi. Noi ca Biserică Pentecostală, și cred că am pornit bine, și anume că am pus foarte mare accent pe botezul cu Duhul Sfânt și ferice de frații și surorile care sunt botezați de Domnul cu Duhul Sfânt și de bisericile care încă fac stăruință, tot mai puține biserici care fac stăruință, dar slavă Domnului pentru încă locurile unde se face stăruință. Dar nu-i suficient. Că noi după ce am fost botezați cu Duhul Sfânt, ne-am pus așa ca și o pălărie în cui și am zis, n-a slăvit să fie Domnul, mai am câteva cuvinte în alte limbi, de acum cerul e al meu. Și nimic nu-i mai fals ca și asta. Pentru că botezul cu Duhul Sfânt care este extrem de important. Și am vorbit și altă dată aici cu dumneavoastră și alți frați v-au vorbit, noi cunoaștem. Dar vreau în seara aceasta să ne reamintim că nu e suficient să fii botezan. Cerința Bibliei este să fii plin de Duhul Sfânt. Păi dumneavoastră, dacă ați mâncat în urmă cu 20 de ani o mâncare bună, poate vă amintiți, măi, acum 20 de ani am fost eu nu știu unde, în Australia, și mi-au dat acolo, frații, o friptură extraordinară. O, atunci te-a ajutat. Astăzi te-a ajutat de acum 20 de ani. Păi nu te ajută la nimic. Dacă nu mănânci în fiecare zi, sau după programul de post măcar, dacă nu mănânci, nu te ajută că acum două luni tu ai mâncat mâncare bună. Nu ne ajută că acum 20 de ani am vorbit în alte limbi și astăzi ești gol de Duhul Sfânt. Nu te ajută cu nimic. De aceea, primii la stăruință, știți cine trebuie să fie? Îți zice, măi, să meargă aia care încă n-au primit. Ei au nevoie. Și noi ăștia cu bază, noi suntem cu vechime în pocăință. Noi ne punem așa prin spate pe acolo și ne uităm. Cum stăruie unul, cum stăruie celălalt. Că ăla strigă prea tare, că ăla au făcut nu știu cum. Și Domnul ne spune că primii care ar trebui să fim la stăruință și la rugăciune și nu doar la serile de stăruință speciale, ci în fiecare zi când ne întâlnim aici, primii ar trebui să fim noi, cei botezați de Domnul cu Duhul Sfânt. De ce? Că avem nevoie de reumplere cu puterea Duhului Sfânt. Așa găsim la apostoli, iată, de exemplu, în Fapte, în capitolul 2, ei sunt botezați cu Duhul Sfânt, cunoașteți, nu insist, dar în Fapte, capitolul 4, ei se roagă și spune în versetul 3:29, Doamne, uită-te la amenințările lor, dă putere robilor tăi să vestească cuvântul tău cu toată îndrăzneala și întinde-ți mâna să se facă tămăduiri, minuni și semne în numele robului tău, celui Sfânt Iisus. După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați și toți s-au umplut de Duhul Sfânt. Care a fost urmarea? Urmarea în data aceasta la reumplere cu Duhul Sfânt a fost că ei vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Și cum îl vesteau? Bineînțeles că apostolii și vorbeau, dar cei mai mulți frați, surori din biserică, oameni simpli care nu au apucat ei să predice în fiecare zi la amvon. Din 3.000 de persoane că s-au pocăit într-o singură zi, credeți că au putut toți să predice? Nu au putut. Dar erau martori, Fapte 1:8. Și voi veți primi o putere când se va coborâ Duhul Sfânt peste voi și îmi veți fi? Uite, asta este predicarea adevărată, să fii martor. Ei, aici este nevoie de plinătatea Duhului Sfânt. De aceea, dragii mei, trebuie să subliniem, să ne oprim asupra acestui cuvânt. Cei ce sunt pământești nu pot să placă lui Dumnezeu. Înseamnă că doar oamenii duhovnicești pot să-i fie plăcuți lui Dumnezeu. Care-i diferența dintre cei doi? Lasă-mi voie să mergem puțin în Scripturi, pentru că Domnul s-a ocupat de două aspecte ale omului, mai puțin de trup. Observați, Domnul a vindecat și a vindecat trupurile bolnave, dar dincolo de aceasta, în lucrarea spirituală, Domnul se ocupă foarte mult de suflet și pune accentul foarte mult pe Duh. Noi suntem alcătuiți din trup, suflet și Duh, spune cuvântul Domnului în 1 Tesaloniceni, în capitolul 5, Apostolul Pavel se ruga și spunea, Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși 23 pe deplin și Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi fără prihană la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Suntem alcătuiți din acestea trei. Trup, suflet
și Duh. Vedem trupul, fiecare ne vedem. Noi nu vedem sufletul cuiva, ne vedem trupurile noastre. Dar legat de suflet, cuvântul Domnului vorbea, de exemplu, în Geneza, atunci când l-a creat Dumnezeu pe om, capitolul 2, versetul 7, Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului, i-a suflat în nări suflare de viață și omul s-a făcut astfel un suflet viu. Și iată o poruncă, spune versetul 16, poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri. Au murit? Păi cum că au trăit? Au continuat să trăiască, au avut copii. A murit ceva, dar n-a murit trupul lor. N-a murit nici sufletul, a murit Duhul. Partea de comuniune. Duhul omului este singurul capabil să comunice cu un alt Duh. Știți că Dumnezeu este Duh. Comuniunea între om și Dumnezeu se face prin Duhul omului, prin Duhul Sfânt către Dumnezeu. Acesta e canalul. Noi ne rugăm cu voce tare, cu trupul nostru, dar comuniunea este prin Duhul omului. În ziua aceea Duhul omului a murit. Și de atunci toți care se nasc în lumea aceasta se nasc cu Duhul mort, Duhul omului fiind mort. Vă citesc din Efeseni, dacă nu greșesc, capitolul 2. Voi erați morți, unul, în greșelile și în păcatele voastre care trăiați odinioară. Între ei eram și noi toți odinioară când trăiam în poftele firii noastre. Așa mai departe. 4. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, slăvit să-i fie numele, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, ce-a făcut? Măcar că eram morți în greșelile și în păcatele noastre, ne-a adus la viață. Ce-a adus Dumnezeu la viață? Că noi trăiam și în lume, nu-i așa? Trupul nostru trăia și în lume. Sufletul nostru trăia și când eram în lume. Ce este sufletul? Sufletul este totalitatea, identitatea omului. Dincolo de trup care are amprentă și are eu știu ce, sufletul este adevărata identitate. El dă identitatea cuiva, marchează figura cuiva. Unul poate fi mai emotiv, mai blând, altul este mai ursuz, altul e mai dur, mai grăbit. Asta e toate, acestea fac parte din suflet, gândire, rațiune, emoție. Toate acestea sunt sufletul omului. Dar când am fost născuți din nou, Duhul nostru care era mort din pricina păcatului a fost adus la viață din pricina lui Hristos, slăvit să fie Domnul. Și vă invităm pe toți acei care încă n-ați gustat din frumusețea pocăinței să veniți la Domnul Iisus. Să fiți născuți din Dumnezeu. Să primiți această naștere din nou. Și Dumnezeu să lucreze mântuirea și în seara aceasta. Amin. Acum, comparând cele două, sufletul, emoția, rațiunea, gândirea, Duhul omului, cel care comunică cu Dumnezeu, trupul nostru ajunge să fie condus de unul dintre cele două. Și aici este cheia. Trupul nostru poate fi condus de suflet, care în Scriptură se mai numește firea pământească, nu încurcați cu carnea care este acolo la subsol, în traducerea Corinestu, când spune firea pământească sau carnea. Trupul nostru este condus de suflet sau poate ajunge condus de Duhul omului prin Duhul lui Dumnezeu. Diferența între cele două este imensă. Așa se face că avem frați în biserică, unii oameni care sunt la locul lor, care se roagă, care își văd de pocăință, alții însă, deși interesant, ascultă aceleași predici. Nu e așa că doar nu predicăm la bărbați într-un fel, la femei în alt fel, nu. Aceleași predici, aceeași slujbă de închinare și totuși avem în biserică oameni care se numesc creștini, unii sunt mofturoși, nu le place când le spui ceva, te-ai luat de ei, s-au supărat. Dar eu întreb, n-au ascultat aceleași predici? N-au crezut în aceeași mântuire? Ba da! Dar diferența este că unul poate fi condus de Duhul omului prin Duhul lui Dumnezeu sau altul și aș îndrăzni să spun fără să greșesc.
cei mai mulți dintre noi suntem conduși de sufletele noastre. Adică, suntem conduși de emoții. Pocăința noastră în ziua de azi este după emoție, după cum ai chef. N-ați observat că uneori venim la biserică, mă, zice, așa chefam să mă rog. Și-l vezi că se rog. Te uiți la el, mă, frate, nu prea se ruga, dar acum are chef de rugăciune. Și cu mâinile pe sus și se roagă. Și zici, mă, s-a pocăit. Numai că pe marți, eu pierd cheful. Nu mai rugăciunea. Și frate, așa chefam să când punem o trei cântări, că eu vreau să cânt. Dar când e joi, nu mai are chef să cânte. Pocăința noastră e după cum e sentimentul nostru, după cum e sufletul nostru. Suntem bucuroși, suntem fericiți, Domnule, gata, dăm pace cu toți, luăm pe toți în brațe. Ne-a înțepat cineva, ne-a făcut cineva un lucru rău, nu mai avem chef de pocăință. Și atunci Biblia vine și spune, cei ce sunt pământești. De mai multe ori în Romani 8 ați observat când citeam, menționează Apostolul Pavel, cei ce sunt conduși, cei care trăiesc după îndemnurile firii pământești. Păi pocăința, dragii mei, n-are voie să meargă după cum ai tu chef. Azi ai chef să-ți pui baticul, ți-l pui baticul, mâine n-ai chef, nu mai ți-l pui. Azi ai chef să te porți într-un fel, mâine îți lași o creastă, n-a tot pocăit. Deci nu merge pocăința cum am eu chef. Pocăința nu merge, frate, eu acum atac, că pot să atac, dar mâine când, dacă mai insiști, o să vezi că nu mai pot să atac. Păi pocăința nu e așa. Pocăința este o viață constantă, care prin roada Duhului, Galateni 5:22, se numește printre celelalte credincioșie, adică indiferent că e vreme bună, că e vreme rea, indiferent că tu îl iubești sau nu îl iubești, indiferent că tu îi faci rău sau îi faci bine, El este același om pocăit. Cum se face că avem între noi și de câte ori am auzit? Auzi, frate, zice câte unul. Vezi că eu când am fost în lume, am fost bătăuș. Las 5 minute pocăința deoparte și știți ce urmează, nu mai duc mai departe. Păi ce facem cu pocăința? O luăm, o lăsăm, facem și ce vrem noi cu ea? Da, pentru că am ajuns să trăim pocăința după sentimente. Vin la biserică bucuros, oh, ce bine, toate bune. Și când ai venit la biserică, aveai tu locul tău. Așa, de care toți știau, mă, ăsta e locul lui. Dar s-o pus cineva pe locul tău. Și crezi că s-a întâmplat? Nu mai merge nici cântarea, nici predica, nu mai a fost bună rugăciunea, nimic nu a fost bun. De ce? Că n-ai mai simțit tu, nu erai tu la locul tău. Și pocăința noastră e după simțire. Frații mei, nu așa e pocăința. Și în seara aceasta vreau să ne uităm cu atenție, să ne cercetăm și să înțelegem de ce avem nevoie noi cei botezați de Domnul cu Duhul Sfânt. De ce avem nevoie de plinătatea Duhului Sfânt. Că dacă nu ajungem oameni spirituali, oameni duhovnicești, nu vom intra în cer nici cu 1000 de vorbiri în alte limbi. Eu iubesc vorbirea în alte limbi, e tare dragă. Și darurile Duhului Sfânt. Dar astea nu ne mântuie, ci Duhul Sfânt este lăsat să facă o transformare, o schimbare în viața noastră, să ajungem oameni duhovnicești, care să trăim la un nivel spiritual supranatural, nu la un nivel natural. Haideți să vă dau câteva exemple de oameni în aceleași situații, unii firești și alții duhovnicești. De exemplu, spune Scriptura în Isaia, capitolul 7, la un moment dat împăratul Ahaz, dacă nu mă înșel că îl cheamă, a auzit așa, o veste că rețin împăratul Siriei s-a suit cu Pecah împotriva lui Israel să îl bată. 2. Când au venit și au spus casei lui David, și ce au spus? Sirienii au tăbărât în Efraim. Atenție, uitați ce reacție generează vestea aceasta în inima și în viața lui Ahaz și a poporului său. A tremurat inima lui Ahaz și inima poporului său cum se clatină copacii din pădure când bate vântul. Eu vă întreb, i-o atins cineva cu sabia? I-o zgândărit cineva? I-o făcut cineva ceva? Nu. O veste.
Vestea a fost așa de puternică, a intrat în sufletul lor, în emoția lor, în simțirea lor, încât am început să tremure, deși nu i-a atins nimeni. Așa se întâmplă cu omul condus de emoție, condus de sentimente, condus de suflet. Odată toate lucrurile sunt bune și el e bucuros, cealaltă dată nu mai sunt lucrurile bune și a încheiat-o cu el. Uitați-vă pe împăratul Belșațar, o altă imagine foarte plastică, care la un moment dat spune în capitolul 5, vede o mână care scrie pe perete, cunoașteți istoria, nu intru în detalii, dar când a văzut această bucată de mână, spune versetul 6, atunci împăratul a îngălbenit și gândurile atât l-au tulburat. Și din nou, ceea ce a intrat în inima lui, în sufletul lui, în emoția lui, s-a răsfrânt în trupul lui. Zice, i s-au desfăcut încheieturile șoldurilor. Eu vă spun că nimeni nu putea pune mâna pe el, că avea armata în jurul lui, oștenii lui acolo, garda împărătească. Nu putea să-l atingă nimeni. Dar ceva a intrat în sufletul lui. Genunchii s-au izbit unul de altul. A ajuns incontrolabil. Într-un moment în care a văzut mâna aceasta și spune mai departe, a chemat să vină toți înțelepții, n-au putut să tălmăcească. Și când a văzut versetul 9, din pricina aceasta, împăratul Belșazar s-a înspăimântat foarte tare. Fața ei s-a îngălbenit și mai mari lui au rămas încremeniți. Le-a făcut cineva ceva? Ceva a intrat în sufletul lor, în emoția lor și a generat această reacție. De aceea, dragii mei, trupul condus de suflet este foarte, foarte înșelător. Noi când iubim cu sufletul suntem foarte schimbători. Că dacă m-ai prins în toane bune, nu? Vine cineva și cere împrumut. Măi, ești bucuros, eu dau domnul al 13-lea salar de la servici. Îi dai cu inimă. Da, când îți cere și păi numai s-o strica mașina. Îi mai dai. Adică pocăința noastră după cum merg sentimentele noastre. Ori Biblia tocmai asta contrazice. Noi nu avem voie, acum suntem sus, acum suntem jos. Acum sus, acum jos. Schimbători, spune Efeseni 4:11, da, pe un apostol, proroci, așa mai departe, ca să nu mai fim copii, mai jos, spune acolo, plutind, încoace și încolo. Păi la un copil, îi dai o bomboană, păi ce mai fericit. I-ai luat bomboana, deci că i-ai dat în cap. Dar de la o bomboană, îl vezi strâns, supărat, are necazurile lui, nu știu ce necazuri are și el. Și i-a dat o bomboană. Și o, ce bucuros e. S-a terminat bomboana, s-a terminat și bucuria lui. Vrea alta. Nu suntem noi de multe ori așa? Tot după bombonele la Dumnezeu alergăm. Doamne, știi, e strâns, mai dăm și mie ceva. Domnul vrea să ne învețe să fim întotdeauna bucuroși. O, asta nu e ușor. Că spunea apostolul Iacov, Iacov 1:2, frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți? Păi când e frigiderul plin, cum să nu te bucuri? Cum să nu stai în sus? A intrat salarul, totul bune, slăviți să fie Domnul! Dacă nu mai este așa și treci prin felurite încercări, mai ești bucuros? Omul care trăiește după emoție nu poate fi. Nu poate ajunge la standardul acesta decât omul care învață să trăiască în Duh, prin Duhul lui Dumnezeu. Doamne, dă-ne înțelepciune! Dați-mi voie să vă arăt din Scriptură, din Exod, de data aceasta, oameni diferiți, aceleași împrejurări, aceeași împrejurare și totuși oamenii acționează diferit. Exodul 14, versetul 10, Faraon se apropia, au ieșit din Egipt, în față Marea Roșie, în spate veneau carele lui Faraon. Copiii lui Israel s-au ridicat ochii și iată că egiptenii veneau după ei și copiii lui Israel s-au înspăimântat foarte tare și au strigat către Domnul după ajutor. Măi, faptul că au strigat la Domnul a fost un lucru bun. Problema e că n-au strigat ce trebuiau să strige. Ia și mai departe. Ei au zis lui Moise, nu era oare morminte în Egipt ca să nu mai fi fost nevoie să ne duci să murim în pustie? Ce ne-ai făcut de ne-ai scos din Egipt? Și continuă acolo, supărați, tare supărați, înspăimântați. Este acolo un om
care mă întreb așa uneori, pe ce planetă trăia fratele Moise? Pe unde era el pierdut? Prin spațiu? Că el vine și zice în versetul 13, nu vă temeți de nimic. Păi măi, frate Moise, tu ai văzut ce e în fața noastră? Dar în spate ai văzut ce vine. Și eu vă întreb, Moise n-a văzut? Era orb? Era în lumea lui? Cunoștea foarte bine realitatea naturală. Totuși era o diferență. Moise nu trăia după ceea ce vedea cu ochii. Moise trăia după credința lui în Dumnezeu. E diferență. Și când toți s-au înspăimântat, un om acolo spune, nu vă temeți de nimic, stați pe loc și veți vedea izbăvirea pe care vă va da Dumnezeu, Domnul, în ziua aceasta. S-a întâmplat? Așa s-a întâmplat. Oare prin bisericile noastre mai avem astfel de oameni? Oare n-ai vrea să fii tu un astfel de om? Când la toți ne-a fost frică de COVID, s-a mai găsit câte un frate să spună, măi, fraților, ei, doar, nu-i nimic, Domnul-i cu noi. Sau ne-am pus toți măștile și ne-am ferit să dăm mâna unul cu altul, că eu mi-am pus masca numai să nu dea amendă, că așa nu avem bază, dăm la nelegiuiți aceștia. Dar să mai vezi și azi frați cu mască în biserică, Doamne, ai milă de noi. Să mai stea unii la distanță, nu mai vine la biserică, el stă pe internet. Mare amăgire, Doamne, ai milă de noi. Dragii mei, acolo era Moise care cunoștea pe Dumnezeu. Și faptul că îl cunoștea pe Dumnezeu, trăia la un alt nivel, reacția lui a fost diferită. Uite un alt caz din Scriptură, Doi Împărați, imediat vă spun și capitolul. Capitolul 6, versetul 14. Armata sirienilor au sosit la Dotan, a trimis acolo cai, cară și o oaste puternică, au ajuns noaptea și au înconjurat cetatea. Slujitorul lui Elisei, omul lui Dumnezeu, s-a sculat dis de dimineață și a ieșit. Și iată că o oaste înconjura cetatea cu cai și cară. Și slujitorul a zis omul lui Dumnezeu, ah, Domnul meu, ce vom face? Și parcă se repetă istoria din Exod 14. Iese afară Elisei, omul lui Dumnezeu, și Elisei foarte calm, foarte liniștit. Parcă asta pe unii și mânie. Ce ai mă de ești așa liniștit? Tu nu vezi ce e în jurul nostru? Dar Elisei foarte liniștit. Doamne, ce vom face? Strigă slujitorul. El a răspuns. Nu te... Întotdeauna omului Dumnezeu aceste cuvinte le are. În criză, în când anunțuri, când vești de războaie, când orice. Omului Dumnezeu spune, nu te teme. De ce? Căci mai mulți sunt cei cu noi decât cei cu ei. Eu vă întreb, cine nu vedea bine? Elisei? Era în lumea lui? El trăia cu Dumnezeu. El vedea dincolo de ce se vedea la nivelul natural. Slujitorul lui nu vedea dincolo. Și s-a înspăimântat. Asta e paguba omului firesc. În orice situație se panichează. El e bucuros când analizele sunt bune, dar când vine verdictul de cancer, el nu mai are liniște, nu mai are pace. Oameni care au primit verdictul de la medic, cancer, i-a spus medicul, mai ai 3 luni de trăit, a murit într-o lună. Și de ce? Că vestea de cancer a fost mai puternică decât însuși cancerul și l-a omorât mai repede. De ce? Pentru că aceste vești care intră în sufletul nostru acționează asupra trupului nostru. Dumneavoastră ați auzit despre oameni care au murit de inimă rea? Cum s-a întâmplat asta? A fost, de exemplu, incendiul de la Cervidia, dacă nu mă înșel, și în acel incendiu, citeam, o femeie a fost arsă foarte puternic. Și când soțul ei a văzut-o în ce hal era arsă, soțul ei a făcut infarct și a murit înaintea ei. Dar pe el focul, din câte mi-am amintit, nu l-a atins. Dar ce l-a atins pe el? În sufletul lui a lovit o săgeată. I-a crăpat inima și a murit înaintea ei. I-a murit după aia la spital, din câte știu eu. Vedeți ce important este creștinul să nu trăiască după suflet? După sentimente? Că orice veste care vine te poate trimite direct la spitalul de nebuni. Ați cunoscut oameni, ați auzit oameni care au fost sănătoși la cap până într-o zi când au primit o veste, când ceva s-a întâmplat și au ajuns cu mari probleme mentale. De ce?
Pentru că a intrat o săgeată în sufletul lor, acestor oameni, și i-a trântit la pământ și au ajuns o legumă. Asta e voia lui Dumnezeu? Este voia lui Dumnezeu creștinul botezat de Domnul cu Duhul Sfânt să treacă prin depresie? Să ajungă în depresie? Să ajungă sora, să ajungă fratele, să ajungă tânărul să spună: pentru mine nu mai este salvare, pentru mine nu mai poate nimeni ajuta? Este asta voia lui Dumnezeu? Nu-i voia lui Dumnezeu așa ceva. Dimpotrivă, voia lui Dumnezeu este să ne întărim în omul din lăuntru, să fim plini de putere. Luați și azi, spune Efeseni 6, luați și scutul credinței, cu care veți putea stinge ce? Toate săgețile alzătoare ale celui rău. Că vine diavolul și îți trage o săgeată și când auzi o veste, poți să nebunești, poți să-ți pierzi mințile, poți să faci infarct, să mori, dar nu-i voia lui Dumnezeu. Ei, dragii mei, de aceea e important omul să fie duhovnicesc. Că omul duhovnicesc trăiește la un alt nivel. În situații de criză majoră, omul duhovnicesc nu reacționează ca ceilalți. Moise n-a reacționat ca ceilalți. Elisei n-a reacționat ca și slujitorul lui. Ei au avut o tărie, o credință, o putere de a rămâne în picioare. Așa au fost întotdeauna Dumnezeu și a avut oamenii lui. Întotdeauna. Când s-au dat unii înapoi pe înălțim, cum ne spune Biblia, când o biserică a spus nu se mai poate face nimic, nu mai este nicio șansă, au fost niște oameni al lui Dumnezeu plini de Duhul lui Dumnezeu, care nu trăiau după ceea ce se vede, ei trăiau după ceea ce auzeau din cer de la Dumnezeu, ei comunicau cu Dumnezeu. Credința lor a fost testată și s-a văzut. Ești un astfel de om? Ai ajuns să trăiești pocăința la nivelul supranatural? Sau la orice lucru ești supărat, te supără imediat oricine, orice? Uitați-vă pe sora noastră, scumpa noastră sora Ana. 1 Samuel, capitolul 1. Știți că era stearpă, Domnul făcuse stearpă, dar avea o altă soră care o înțepa deseori, zice versetul 6, potrivnica ei o înțepa deseori, ca să o facă să se mânie, pentru că Domnul o făcuse stearpă. Și în toți anii 7 era așa, cum era? Ori de câte ori se suia Ana la casa Domnului și vroia sora Ana să se bucure în rugăciune, vroia să se bucure de praznic, de jertfă. Când să aibă bucuria mai mare, apărea sora Penina și nu-și uita sora Penina la cocasă. Și când apăreau înțepa, care era urmarea? Foarte interesant. Zice, atunci, pe mine o înțepa la fel, atunci ea plângea și nu mânca. Cum se întâmplă cu unii dintre noi? Venim la biserică sau acasă am primit o veste? Nu, eu nu mă mai duc nici la biserică. Ai auzit că te-or bârfit, frații, surori? Asta doare tare. Ai auzit că te-or bârfit și zici, da, de azi înainte eu nu mai merg cu ei. Poți să merg cam pe oriunde, cam tot o să fie probleme. Soluția nu-i să-i schimbăm pe ceilalți, că nu avem cum să-i schimbăm pe ceilalți. Soluția e să mă schimb eu. Zice cineva, eu mă duc la biserică cu tare, nu dau detalii. Mă duc la... Am vrut să-i spun, dar n-am avut la cine. Am vrut să-i spun, tu de aia mergi la biserica aceea, că acolo nu te mustră nimeni. Dar dacă venim la biserică și păstorul ne-a mustrat, am încheiat cu biserica, am încheiat cu pugata, mergem la alta. Acolo îmi place, zice, acolo îmi place. Îți place acolo că nu te înțeapă nimeni. N-are nimeni treabă cu tine. Dar ascultă-mă, peste tot sunt probleme. Diavolul întotdeauna te va zgândări, te va înțepa, știi cu ce scop? Să te facă să te mâni. Dar omul duhovnicesc, el nu trăiește după înțepătură. Când l-a înțepat, e supărat, nu l-a înțepat nimeni, ce har e în adunare? Păi nu așa. El, indiferent că l-a înțepat sau nu, el merge înainte cu Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la aceasta. Nu așa ar trebui să fie pocăința. Ei, numai Duhul Sfânt poate face asta. Să ne ridice la un nivel supranatural de credință, la un nivel supranatural de trăire cu Dumnezeu. Nu știu dacă v-am mai spus aici, dar nu pot să dau multe detalii, că mă dați pe internet. Însă, acolo la noi, într-o biserică, un frate, au avut frații niște discuții într-o biserică, niște probleme, eram plecat, când m-am întors, i-am luat la întrebări să ne ce s-a întâmplat
Și îl întreb pe unul, frate, ce s-a întâmplat? Zice, frate, nu știu, eu când am plecat de acasă și eu cântam, eu fluieram pe drum. Băi, slăvit să fie Domnul. Dar zic, cum s-a întâmplat că de la casă până la biserică n-ai mult? De la fluierătură ai ajuns la strigături și la ceartă. Cum s-a întâmplat? Păi, frate, când am intrat și mi-au spus cuvintele acelea, n-am mai putut să mă rabd. Uite, frații pocăiți, uite, frații noștri penticostali, botezați de Domnul cu Duhul Sfânt, care așteaptă să vină Domnul Iisus. Așa? Păi dacă ți-o înțepat, nu puteai mai departe să mergi, să stai liniștit, să fuieri în continuare, să cânți din inimă, nu mai pot, nu mai merge. De ce? Că noi trăim după sentimente. Pocăința nu așa se trăiește și cine trăiește așa nu va fi mireasa Domnului Iisus. Pocăința se trăiește la un nivel supranatural. Hai să vă dau o imagine. Eram, dacă nu mă înșel, vara aceasta în Buzău, în oraș, căldură, vreo 37-38 de grade, s-au încins blocurile, asfaltul tot, o căldură imensă. Cum și la dumneavoastră uneori vara. Și atunci au găsit, domnule, să lucreze la drum. Frații noștri, oamenii noștri, românii noștri dragi. Și au găsit să blocheze centrul și cât vedeai cu ochii coloana, clanxoane, nervi. Nici eu recunosc, n-am fost prea răbdător, Domnul să mă ierte. Amin. Și când stai acolo și clanxoane și trebuie să te grăbești, să ajungi, nu poți să mergi, tot e blocat. Când te uiți, mă uit pe cer, un stol de porumbei. Un stol de porumbei, ăștia n-au treabă nici cu clanxoanele, nici cu mașinile, nici cu aia că din 10 care lucrează, 9 stau și unul lucrează. N-au treabă cu nimic. Ei zboară. Nu așa ar trebui să fie creștinul? Dar noi suntem prinși în toate nimicurile. Mă, ai auzit ce-a făcut păstorul? De unde și-a luat? De unde a avut bani, mă? Și-a făcut încă un etaj. De unde a avut bani ăsta din comitet? Toate nimicule, toată ziua umblăm după ele. Și Domnul vrea să umblăm la alt nivel spiritual. Să nu mai ne împiedicăm în toate mărunțișurile. Să putem să trăim cu Domnul la un nivel spiritual unde lucrurile acestea să nu ne mai afecteze, frații mei. Cel mai frumos exemplu din Scriptură, Domnul Iisus. Hai să vă dau exemplu în două sau trei situații. Marcu, în capitolul 3. Spune cuvântul Domnului, versetul 3, omul cu mâna uscată, cunoașteți, i-a spus, scoate, stai în mijloc. I-a întrebat, e îngăduit să faci bine în ziua sabatului sau să faci rău? Ei tăceau atunci, 5, Domnul Iisus, rotindu-și privirile cu mânie peste ei. Ei, frate, bine, vezi, toată ziua ne spui să nu mai ne mâniem. Dar uite, Domnul Iisus s-a mâniat. Și ce scuză bună avem să ne mâniem și noi? Eu vreau să vă întreb. Domnul Iisus s-a mâniat în emoția Lui? În sufletul Lui? Sau s-a mâniat în Duhul Lui? Că e mare, mare diferență. Repet, e foarte important. Că noi când ne mâniem, noi ne mâniem în emoție. Ne vine să dăm cu ușa, ne vine să facem ceva. Știți ce a venit Domnul Iisus să facă atunci când s-a mâniat? Să vindece pe un om. E bună mânia asta. O, păi asta e la un alt nivel. Așa scrie, uite-te. Rotindu-și privirile cu mânie peste ei și mâhnit, vedeți că n-a fost o mânie la nervi. Lasă-mă că va radio vouă pocăință. Nu. Mâhnit de împietrirea inimilor, a zis omului, întindeți? Mâna. El a întins-o și mâna. Dumneavoastră, când vă mâniați, puteți să și vindecați pe cineva. Când te mâni ca tată și îi ștergi un dos de palmă la pruncul tău, nu-i faci bine, îi mai dai doi dinți afară. Îi mai întorci capul în invers. Mânia aceea nu e asta. Asta e o mânie în întristare, în dur. E la un alt nivel. Așa s-a mâniat Domnul Iisus și după ce s-a mâniat a făcut bine. Slăvit să-i fie numele. Doamne, frumos ești! N-ați vrea să trăim și noi așa? Hai să mai dau un exemplu. Marcu, în capitolul 10. Copilași, i-au dus niște copilași ca să atingă de ei.
ucenicii au certat pe cei ce aduceau. Și din nou, Domnul Iisus, se pare că aceste două cazuri sunt când găsim că Domnul s-a mâniat, Marcu 10 cu 14. Când a văzut Iisus acest lucru, s-a mâniat și le-a zis. Și iar întreb, a fost o mânie în Duhul sau în emoție, în simțăminte, să înceapă să-i amenințe? Nu. Știți că după ce s-a mâniat, a binecuvântat copiii? Da? A binecuvântat. Spune, apoi și-a pus mâinile peste ei, altă în brațe, și i-a binecuvântat punându-și mâinile peste ei. Da, o mânie din aceasta. Dumneavoastră, așa când ați venit duminica dimineața, hai să spunem joi seara la biserică, și ați văzut biserica trei sferi goală, sau marți seara, nu știu când aveți rugăciune, trei sferi biserica goală, v-ați mâniat așa ca Domnul Iisus? Să te apuci în mânia aceea să-i suni pe toți frații. Nu să faci, să te faci cu ochi și cu oțe, mă, nu vii rușine, mă, eu mă duc singur la biserică, aici eu sunt singur, acum voi ce faci? Nu așa! Frate, uite, am fost la biserică, tu nu ai fost, s-a întâmplat ceva, te pot ajuta cu ceva. Păi asta e altceva. Este un alt nivel spiritual. Dar dacă ne-am mânia așa, n-ar mai avea atâtea certuri în biserică. Dar noi ne mâniem invers, în emoția noastră. Suntem plini de mofturi. Păi eu credeam că dacă vin acolo la Cristi, boar, eu nu știu ce-mi face. Eu credeam că dacă vin acolo la Deva, acolo e altcumva. Ascultă-mă, nu mai merge după cum crezi tu, merge după cum crede Biblia, după cum spune cuvântul lui Dumnezeu. Dragii mei, așa ne vrea Dumnezeu să fim. Și aceștia sunt oamenii duhovnicești. Ai vrea să fii așa? Pentru asta ai nevoie de singurul care poate rodi în tine. Hai să mergem la Galateni, mai întâi la Evrei. Evrei, capitolul 11. Unde spune cuvântul Domnului, vorbește despre credință. Vreau să fac o precizare. Credința este imposibilă sufletului. Adică, sufletul omului, omul firesc, nu poate genera credință, nu poate avea credință. Știți de ce? Că sufletul este influențat de ce vede și aude. Exact ce spuneam, sentimente, rațiune, emoție. Toate acestea sunt afectate de ce auzim și ceea ce vedem. Există altă parte a noastră care e capabilă de a genera credință. Duhul, Duhul omului. Sub acțiunea cuvântului lui Dumnezeu, deși el vede cu ochii că e rău, dar el prin credință crede altceva. În Duhul lui el trăiește la un alt nivel. Mâinii se taie pensie, măi, nu mai este bani, oricum nu mai sunt bani la guvern. Măi, se întâmplă și dintr-o dată, gata, tremuri. Dar omul duhovnicesc, deși aude aceleași vești, el e la un alt nivel. El spune, și dacă nu mai îmi dau ăștia un leu la pensie, pe mine nu guvernul României mă ține, pe mine mă ține mâna lui Dumnezeu, aleluia! E alt statut spiritual, e alt nivel spiritual. Dacă așa am trăit, oh, ce fericiți am fi. Nu ne-am mai necăjit pentru orice. Ai ieșit afară și o zgâria mașina. Nu, s-a dus toată bucuria din seara asta. Nici predica nu mai știe, nici nimica. Că te-o călcat pe picior. Sau ce s-a făcut? Sau s-a luat de copilul tău? Vai, cu o falcă în cer și un ampăm. S-a luat de pruncul meu. Dragii mei, când trăim la nivelul duhovnicesc, nu mai suntem ușor influențabili. Aș compara asta cu copilul, un copil sau un om matur. Pe un copil îl duci cu o bomboană cam unde vrei, așa e? Dar eu dacă vă spun, frații mei, mâine am de construit în Buzău o biserică, oricum să începem în acuș, poate veniți și noastră. Vă dau niște bomboane, veniți? Băi, care om normal? O bomboană? Noi știm să facem diferența. Că omul matur, el nu mai merge, nu-l duci cu o bomboană. Dar pe un copil așa, dar eu bomboană îl duci unde vrei. E așa este în credință, frații mei. Duhul Sfânt ne-a fost dat să ne maturizeze, să ne crească, să nu mai fim copii plutind încoace și încolo. Evrei 11. Credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Prin aceasta, prin credință,
în ciuda ceea ce vedeau, în ciuda situațiilor care erau, cei din vechime au căpătat o bună mărturie. Avram, de exemplu, îi spune Dumnezeu, ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu pe care îl iubești și du-l jertfă. Și omul acesta, întărit în credința lui, a fost în stare să împlinească cuvântul lui Dumnezeu. Deși cu ochii aceștia nu vedea cum există scăpare, dar zice evrei, a crezut că Dumnezeu din cenușă îl poate da înapoi. Asta e credința în Duhul omului, prin Duhul lui Dumnezeu. Doamne, dă-ne o așa credință. Spune în Evrei 11, versetul 6, că fără credință, fără această credință, este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Și asta o leg cu Romani 8, cu 8 ce citeam astăzi. Deci cei ce sunt pământești nu pot să placă. Vedeți că se leagă? Credința e generată în Duhul omului și numai sub acțiunea cuvântului lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt, omul poate trece dincolo de ce vede și aude. Haideți să vă arăt un exemplu. Spune Evrei 11, versetul 33, prin credință cei din vechime au cucerit împărăția, au făcut dreptate, au stins, așa mai departe, mă duc mai repede cât târziu, au stins puterea focului, au scăpat de ascuțișul săbii, s-au vindecat de boli, au fost viteji în războaie, au pus pe fugă oștirile vrăjmașe. Vă dau două exemple din Scriptură. În 2 Samuel, capitolul 23, dacă nu greșesc, da, versetul 8, vitejii lui David. Unul dintre ei, Ioșeb-Bașebet, tachemonitul, unul din fruntașii căpeteniilor, el și-a învârtit sulița peste 800 de oameni pe care i-a omorât dintr-o dată. Eu vă întreb, este posibil acest lucru la nivelul natural? Poate un om, fie el cel mai mare războinic, în domeniul natural în care trăim noi, să facă așa ceva, este imposibil. N-ai cum să omori dintr-o dată 800 de oameni. Există o singură șansă, explicație. Omul acesta nu trăia în domeniul natural. El trăia la un alt nivel și a intervenit minunea și puterea lui Dumnezeu. Acolo vă demonstrez cu versetul următor. După el, Eleazar, fiul lui Dodo, el era unul din cei trei războinici. Observați oamenii care sunt conduși de emoție, care au ținut piept împreună cu David împotriva filistenilor strânși pentru luptă și iată oamenii conduși de emoție. Când bărbații lui Israel se dădeau înapoi, au văzut că încep să piardă lupta, au dat înapoi, s-au retras, dar niște oameni acolo au mers nu pe ce au văzut, ci au mers prin credință și spune au ținut piept cu David și cu ceilalți. Filistinilor, 10, el s-a sculat și a lovit pe filisteni până ce i-a obosit mâna și a rămas lipită de sabie. Din nou vă întreb, în domeniul natural se poate să ai așa o biruință? Când toți se dau înapoi, tu să mergi înainte? Observați explicația? Domnul a dat o mare izbăvire. Cu aceștia lucrează Dumnezeu. Oamenii aceștia, care nu merg prin vedere, frate, nu se poate, nu-i nicio șansă. Dar omul care merge prin credință spune, ba da, există șansă, că Dumnezeu a spus că există șansă. Frate, dar toți zic că nu se poate. Păi dacă Dumnezeu a spus că se poate, se poate. Slăvit să fie Domnul. Suntem oamenii aceștia. Domnul a dat o mare izbăvire, că un om, într-o zi, când toți se dădeau înapoi, el a rămas tare prin credința în Domnul. Despre acești oameni scrie în Evrei 11, au fost viteji în războaie. Aceștia, nu prin puterea lor, ci prin credință, Dumnezeu i-a folosit și au făcut lucruri mari. Ați vrea ca Dumnezeu să ne folosească și pe noi? Creștinul nu poate ajunge la nivelul supranatural prin puterea proprie, decât prin puterea Duhului Sfânt care lucrează în Duhul omului. Dă-mi voie să te întreb. Te îngrijești de trupul tău și ne îngrijim de trupurile noastre și este important până la o anumită măsură să ne îngrijim. Ne îngrijim de sufletele noastre. Există psihologi, există de toate. Cum stăm cu duhurile noastre? Ți-ai întărit Duhul? Te-ai întărit în omul din lăuntru? Caut un verset
Dacă vi-l găsesc, vi-l citesc imediat. Un verset care e foarte, foarte important. Spune, da, Efeseni 3 cu versetul 16. Și-l rog ca potrivit cu bogăția slavei sale să vă facă să vă întăriți în putere. Unde? La sală trași de fiare. Nu asta. Să vă facă să vă întăriți în putere prin Duhul lui în... Uitați unde e secretul. Duhul lui Dumnezeu în omul din lăuntru când te întărește, nu mai cazi la orice veste. Nu mai ești doborât de orice vânt, rămâi tare în Dumnezeu, pentru că te-ai lăsat întărit în omul din lăuntru prin Duhul lui Dumnezeu. Aceasta este lucrarea Duhului Sfânt care o face. De aceea, dragii mei, când asupra trupului nostru acționează Duhul omului și nu sufletul, orice veste vine, omul poate să treacă, chiar dacă plânge, chiar dacă e afectat, îl doare. Frații mei, spunea cuvântul Domnului 1 Tesaloniceni 4, nu voi în frați o să fiți în necunoștință, 13, despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde. Dar noi avem nădejde? Da, noi avem o nădejde. Avem o nădejde că indiferent ce se va întâmpla, într-o zi vom fi cu Dumnezeu. Avem nădejdea că indiferent ce este aici, cât de greu ne-ar fi, într-o zi vom fi cu Dumnezeu și El va șterge lacrimile lor. Slăvit să fie Domnul! Și nădejdea aceasta, spune Roman, nu înșală, ea ne-a fost dată. E așa este omul duhovnicesc. Oare am reușit să vă fac să înțelegeți? Eu mă uit la ceas, mai dați-mi voi câteva minute să precizez aici. Spune Galateni, capitolul 5, versetul 22, despre roada Duhului, dar înainte de asta, mă duc în Filipeni, capitolul 4, versetul 7. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Avem o cântare frumoasă care spune să ai pace. Unde? Păi cum să n-ai pace când toate îți merg bine? Păi cum să n-ai pace când ții contul plin, frigiderul plin, toate lucrurile sunt bune? Frații te iubesc, abia așteaptă frații de la biserică, toți te așteaptă. Cum să n-ai pace? Dar numai unul te înțapă și s-a dus cu pacea. Sau, hai să mă duc mai departe. Dacă în seara aceasta s-ar anunța, nu știu dacă v-am mai întrebat, dar un exercițiu de gândire, dacă plecăm de aici, pe la 8 și 20, mai durează puțin, când plecăm de aici, se anunță pe toate canalele și pe canalul Pentecostal, oața, frații, trimit imediat, a năvălit Rusia în România. Dacă s-ar anunța, Doamne ferește. Da, dau un exemplu. Ai mai avea pace? Eu vă întreb, mai dormiți la noapte? Mai dormim la noapte? Pe cine sunăm? Unde fugim? Hai că noi până ajungem la dumneavoastră aici, mai durează, la noi Buzoi mai repede. Frații din Moldova mai repede. Ce faceți? Mai poți să dormi la noapte? Ai mai putea să-ți faci rugăciunea de seară așa cum o faci tu de obicei, așa monoton, adormit acolo? Sau te pune, Doamne, ai milă că uite, vin rușii. Ne sperie rușii mai rău decât diavolul. Dragii mei, omului Dumnezeu trebuie să rămână credincios. Același om plin de pace. În orice vreme, în orice împrejurare, să ai pace în mijlocul necazului tău. Așa să ne ajute Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu a lăsat ceva, aici e secretul, frații mei. Dumnezeu a lăsat în jurul minții noastre, care e centrul sufletului, emoție, rațiune, gândire, sentimente. A lăsat Dumnezeu în jurul minții noastre o protecție. Știți cum se numește ea? Pacea lui Dumnezeu. Nu vă dau pacea mea cum o dau oamenii, Ioan 14, 16. Nu vă dau cum o dă lumea, ci eu vă dau, vă las pacea mea să nu vi se tulbure inima. Nu inima asta. Sentimentul, emoția, gândurile, așa l-au tulburat. Vin cei trei magi, că tot ne-am amintit, nu? Cei trei, mă scuzați, vin magii la, nu au fost trei, au venit magii la împăratul Irod și i-au adus, i-au spus, unde e împăratul de curând născut al iudeilor? Ce a făcut Irod? Zice, când a auzit asta,
S-a tulburat. Dar nu doar că s-a tulburat el. S-a tulburat toți care trăiau pe același nivel natural cu el. Tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. Nu se întâmplă așa uneori la sfaturile noastre frățești? Să intru aici sau să nu intru? Nu intru, că știți dumneavoastră, se întâmplă. Se tulbură unul, nu mai știi cum să oprești. Dar omului Dumnezeu nu așa trăiește. El rămâne liniștit. De ce? Că Duhul lui Dumnezeu lucrează în viața lui o pace care trece dincolo de rațiune. Mă, cum poți să fii liniștit? Parcă v-am mai spus, când înainte să se întâmple asta cu pandemia și COVID-ul, la noi, în Buzău, într-o biserică, a fost un cuvânt din partea Domnului, în care Domnul spunea, vreau ca poporul meu, în vremea care vine, să fie văzut pe străzile satului că ei merg plini de pace. Nu știu ce vine. Și a venit. Și nu mai știa fiecare cum să ne ascundem, pe unde să intrăm, să nu ne luăm de la unul la altul. Ne-am schimbat și cina, nu mai cu paharul, băgăm toți cu paharul, noi ne îmbolnăvim cu toții. Și nu mai avem pace, nu mai avem liniște. Dar Domnul a spus, eu vreau copiii mei să fie văzuți pe ulițele satului că ei au pace. De ce? Păi da, ce, pe noi murim de la un COVID? Pe noi când plecăm, plecăm când ne cheamă Domnul acasă. Aleluia! Păi ce, pe mine mă omoară că o dau mașina peste mine? Spunea David Livingstone, cu copii, ascultam recent. Zicea David Livingstone, suntem nemuritori câtă vreme în camp de lucrat. Și omul acesta a mers prin situații așa de grele. Zile întregi, săptămâni întregi, a dormit ud el pe pământ ud. S-a îmbolnăvit de reumatism și a spus, el nu pot să mor până când îmi termin slujba. Și când am terminat, am plecat. Și așa a fost. Într-o zi, când a încheiat, într-o colibă, pe genunchi, a murit. Poți să ai pace? Când toți în jurul tău se tulbură, poți să ai pace? Dați-mi voie să dau un verset. Vi las să vă gândiți la el. Ieremia, capitolul 12, cu 5. Dacă alergând cu cei ce aleargă pe picioare, ei te obosesc, ce vei face când va trebui să te iei la întrecere cu niște cai? Acum, Doamne, noi trebuie să fugim cu cai. Într-o zi va trebui să te iei la întrecere cu caii. Nu caii aceștia. Și dacă nu te crezi la adăpost decât într-o țară liniștită. Eu mă duc în biserică, ai acolo, nimeni nu are treaba. Păi dacă nu te crezi la adăpost decât într-o țară liniștită, ce vei face pe malurile îngânfate ale Iordanului? N-am timp să intru aici. Cercetați-vă. Ați mai dormi la noapte, cum spuneam, dacă s-ar întâmpla. Spune cuvântul Domnului, pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile. Dacă ai ajuns în depresie, dacă ai ajuns bolnavă cu inima de la o veste, cercetătorii s-au făcut un studiu și oamenii au realizat că cele mai multe cazuri de cancer apar în urma unei vești care sfărâmă și nimicește protecția imună a omului, sistemul imunitar, îl pune la pământ. Mai întâi nu sistemul trupului, mai întâi sistemul imunitar al sufletului. Și omul ajunge așa lovit de la o veste, încât simte că își pierde mințile, nu mai vede. Imediat știți ce cade? Trupul. Că sufletul e condus, trupul e condus de suflet. Dar unde-i Duhul omului sub puterea Duhului lui Dumnezeu, se întâmplă altceva. Mai aveți răbdare vreo puțin? Duhul omului acționează ca un airbag, ca o zonă buffer între om și săgeată. Cum sunt airbag-ul la mașinile acestea? Dacă, slavă Domnului, avem toți mașini mai noi, ca și Dacia 1310, care, din câte știu, n-avea airbag. Când la un accident frontal, Dumnezeu să ne păzească, se declanșează acel sistem de airbag și între șofer și mașină, volan sau mașină, mai noi, mașinile noi, te înconjoară complet și pe laterale cu acele perne de aer, se pun aceste airbag-uri. Și omul este salvată viața în cele mai multe cazuri. Așa acționează Duhul omului. De aceea, la aceeași veste, doi frați în aceeași biserică, amândoi primesc vestea cancer. Unul moare mai repede și unul trăiește încă. Știți de ce?
Pentru că pe unul vestea aceasta l-a pus la pământ într-o săptămână, într-o lună, pe altul a spus, eu sunt gata să plec. Nici nu s-a stresat, nu s-a tulburat. Auzeam despre un frate, nu mai știu unde citeam și de unde e, că atunci când a primit vestea de la doctor, era singur la doctor și i-a spus, domnule, mai ai câteva, nu știu cât timp de trăit, o lună, două luni, s-a dus pe la toți frații, n-a spus la nimeni, nici la familie, s-a dus la toți frații din biserică, pe rând, în vizită la câte o familie, și-a cerut iertare de la ei, sau dacă v-am supărat, iertați-mă. Frații n-au știut, s-au bucurat că a fost. Când a terminat cu ultima familie, a plecat la Domnul. Un om duhovnicesc. Altul, când aude, moare înainte de vreme. Asta e diferența. E pacea lui Dumnezeu, acționează în Duhul nostru ca o protecție și săgeata diavolului nu poate intra până în trup să-ți atace ficatul, stomacul, se îmbolnăvesc unii de la stres. Cea mai gravă boală astăzi se pare stresul, care generează cancer și toate celelalte. Stresul. Păi unde stres? Păi și copiii azi, spune un copil, e stresat. Ce stres ai, mă? Asta e stresul astăzi. Dar omului Dumnezeu, el nu are voie să fie stresat. El trebuie să rămână credincios. Doamne, ajută-ne! Iată așadar diferența între omul duhovnicesc și omul sufletesc, firesc, care trăiește după emoție. Și în încheiere, Galateni, capitolul 5, cu 22, roada Duhului dimpotrivă, 22, este dragostea. Dumneavoastră aveți dragoste? Spunea Domnul Iisus în Matei, capitolul 6, dacă iubiți doar pe cei ce vă iubesc, ce lucru deosebit faceți, neobișnuit faceți? Eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine celor ce... Adică, la nivelul natural, noi toți avem o dragoste și păgânii iubesc pe aia lor. Numai că la nivelul supranatural există o dragoste dumnezeiască prin care poți să iubești pe vrăjmașii tăi. Dumneavoastră puteți să iubiți pe vrăjmașii dumneavoastră? Aveți vrăjmași. Cum spunea un frate, eu nu-s vrăjmașul nimănui, dar unii m-au de vrăjmași. Nu mă las în pace. Poți să iubești pe toți oamenii. Poți să iubești pe toți frații. Când vii la biserică și singurul loc gol e lângă sora ta care știi că nu te înghite, nu mai te înțapă, domnule. Și te învârți și te fâstâcești și mai merg două bănci în față, două înapoi. Poate de lasă o altă soră lângă ea. Poți să iubești. Poți să ai dragoste. Așa este omul duhovnicesc. Dragostea care o rodește Duhul. Galateni 5 cu 22. Roada cui? Nu a omului. Roada Duhului dimpotrivă este, adică Duhul Sfânt rodește în noi această dragoste supranaturală. A doua, bucuria. Apostolul Pavel era la un moment dat și scria în Filipeni, nu citesc tot, Filipeni capitolul 2, versetul 17. Eu mă bucur cu voi toți, tot așa și voi, 18. Bucurați-vă împreună cu mine. Și spune apoi în 4 cu 4, bucurați-vă totdeauna în Domnul. Iară zic, pe unde era fratele Pavel? Pe la ce hotel stătea fratele Pavel? Că de la hotel nu-i greu să scrie, măi, bucurați-vă. Din confort, dintr-o biserică bună pe bănci confortabile, nu-i greu să scrie bucurați-vă. Unde era fratele Pavel? În închisoare. Păi noi abia cântăm și nu suntem nici în închisoare, nici cu picioarele în butuci, așa este? A Pavel și Sila în închisoare cu picioarele în butuci așa au cântat că s-a coborât puterea lui Dumnezeu și a eliberat. Și noi liberi cântăm de parcă suntem legați. Sau oare suntem legați? De grijuri, de frământări, de tot felul de situații. Ei, dragii mei, vedeți? Bucurați-vă totdeauna în Domnul! Iară zic, bucurați-vă! Numai Duhul Sfânt poate produce bucuria aceasta. Iacov 1 cu 2. Să ne bucurăm și în necazurile noastre? Se poate așa ceva? Da, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Dumneavoastră când ajungeți în încercări, când trimiteți bilet, fraților, vă rog, rugați-vă pentru mine, că am o mare, mare bucurie. Așa sufăr, parcă nu prea mereu una cu alta, nu pe același bilet. Ori e bucurie, ori e suferință. A Pavel zicea, măi, bucurie în încercări. Dragostea, bucuria, pacea. Aminteam despre pace. Celelalte le cunoașteți, nu mai insist. Ceea ce am vrut să vă spun în seara aceasta și
la final, să vă las în mintea dumneavoastră aceste lucruri. Dacă trăim conduși de sentimente și emoție, niciodată nu vom ajunge pe placul lui Dumnezeu. Dacă trăiești viața de pocăință după cum ai tu chef, mă, astăzi am chef, mâine nu mai am chef. Mă, astăzi am chef să mă rog, mâine nu mai am chef. Dar cu cheful la post, cum stați? Păi aș zice, așa chef am să postez 40 de zile. Sunt pe aici, frați de ăștia, cu chef de post. Nu prea avem frați cu chef de post. Chef de vorbă, chef de glume. Ai, Doamne, că suntem. Dar chef de post, să mai spun, fraților, vreau să împlinesc, eu nu știu câți ani, vreau să postez cu vreo 10 frați, să mulțumesc Domnului. Ia să vezi câți prieteni ai. Dacă îi chem la grătar că tu faci 50 de ani, păi îți trebuie să cumperi toată carnea de Lidl. Că la grătar vin toți, la post, hai să vezi cine vine. Poate nici păstorul nu vine. Dragii mei, pocăința așa merge la noi, după chef, după cum ne place. Nu, pocăința adevărată este după lumina, după puterea lui Dumnezeu care lucrează în noi. Indiferent că ei mă iubesc sau mă urăsc, indiferent că mă iau în brațe sau mă alungă, eu rămân același om al lui Dumnezeu. Acesta e omul duhovnicesc, acesta e omul plăcut lui Dumnezeu. Așa ești tu? Cei ce sunt pământești nu pot să placă lui Dumnezeu. Mi-aș dori foarte mult ca la stăruință așa de plină să fie biserica. Știți care e tragedia vieților noastre și a bisericilor de astăzi? Dacă vine nu știu care predicator, și am găsit-o asta prin țară în multe locuri, măi, când vine fratele X, fratele Cristi, că e fratele meu, când vine fratele X, domnule, nu mai în cap, se rup balcoanele, luăm scaune de la vecini, se pune, nu mai în cap, nu mai în cap, frații, în biserică. Și anunțăm stăruință. Și nu știi pe unde se adună. Și eu vă întreb, am înțeles pocăința? Voi veți primi o putere. Când? Păi dacă vine fratele cu tare și ne predică, mă, așa ne pocăim toți. Și uite că avem mii de predici și pe YouTube și prin biserici și nu prea ne-am pocăit, așa este. De aceea vă îndemn, azi știu că o să am probleme iară, dar eu vă îndemn, încheiați-o cu ascultatul predicilor pe YouTube. Nu l-a ascultat fratele Beni, nici pe alții. Cât vi se dă la biserică, e suficient. Luați și citiți Biblia. Că astăzi poporul lui Dumnezeu ascultă predici și nu mai cunoaște Biblia. Noi nu avem nevoie de mii de predici. Și am stat de vorbă cu unii și nu pot să dau detalii. Și oricum nu dăm detalii din mărturisiri, dar nu pot să spun foarte multe. Dar stau de vorbă cu tineri, cu persoane, auzi, care au probleme, mărturisesc probleme și întreb, tu ai timp de părtășie cu Domnul? Da? Ce faci la timpul de părtășie cu Domnul? Ascult predici. 4 ore, zice cineva, 1000 de predici am ascultat. Și când intrăm să vedem ce e acolo sub, ferească Dumnezeu. Și întreb atunci, la cine ajută predicile? Știți că frații noștri în trecut, și am mai spus-o eu, s-au supărat unii pe mine, știți că frații noștri în trecut n-au avut atâtea predici? Nici atâtea așa predici pe puncte elevate, n-au avut. Dar au fost mai pocăiți sau mai nepocăiți ca noi? Păi înseamnă că ceva e bai la noi, nu-i așa? Predici avem, predicatori avem, ce ne lipsește, fraților? Duhul Sfânt. Și cine îl înlocuiește pe Duhul Sfânt cu predici, o va ajunge rău. Când Domnul ne vorbește, ascultați-mă, când Domnul mi-a vorbit mie personal de aici din Scriptură, lucrurile acelea nu le-am putut uita. Dar când mi-a spus prin predici, m-a ascultat și ascultăm prin biserică și Domnul vorbește, slavă Domnului. Dar tare repede le uităm. Cunoaștem multe, avem capul mare, plin de predici. Plin de predici. Și nu avem putere să iertăm. Frate, nu pot să-l iert. La noi, undeva un frate, le-am spus și ai noștri, măi, numai toată ziua ascultați. Frate, cum să ne ascultăm? Că i-am ascultat pe fratele Crești, am plâns jumate de oră. Nu, dacă o plâns, omul, ce să-i spari dacă o plâns? O plâns, nu. Dar îi zic, auzi, frate, dacă cu cumnata ta te-ai împăcat? A, nu. Mă, dar de cât timp ești certată cu ea?
de vreo 4 luni. Acolo în predicile alea multe care când te-ai predicat și când au predicat și te-ai ascultat, nu ți-o spus să te împaci? De ce nu te-ai împăcat? Și a mai trecut un timp până să se împace. Deși cumnata lui care era nepocăită a venit în fața bisericii, s-a pus în genunchi și a cerut iertare. Și fratele nostru care ascultă și plânge la predici, să te ia așa butucănos. Avem capul mare. Nu putem să iubim, nu putem să iertăm. Asta e tragedia bisericilor noastre. O, dacă ne-am întoarce la Dumnezeu. Spune fapte 9:31, biserica se bucura de pace în toată Iudeea, Galilea, Samaria, se întărea sufletește și umbla în frica Domnului și cu ajutorul Duhului Sfânt se înmulțea. Predicile care sunt puse sunt bune pentru cei nepocăiți, poate cei pe afară, poate alții care nu pot să vină, nu zic eu că toate sunt rele. Dar ascultă-mă, cât îți dă Domnul aici e suficient. Du-te acasă și cercetează Biblia ca frații din Berea. Citește, mănâncă cuvântul lui Dumnezeu. Doamne, vorbește mie personal. Să-mi vorbești mie, să mă întărești în Duhul, în omul din lăuntru. Și atunci vom fi oameni puternici. Așa e pocăința. Așa a fost pocăința de 2000 de ani. Și cine o schimbă, se va trezi cu surprize. Vă chem, frații mei, nu doar la stăruință să stăruiți. Nu doar la stăruință să stăruim. Vă chem la fiecare rugăciune să stăruim. Să strigăm la Dumnezeu pentru copiii noștri. Dragii mei, noi ne-am bucurat, uite, a fost aceste sărbători. Și ne-am bucurat cu familiile și în casa Domnului. Și am stat la masă. Știți că în timp ce noi stăteam la masă de nașterea Domnului, 160 de frați de ai noștri din Nigeria au fost omorâți pentru Hristos? Ați auzit? Frații noștri, de aceeași credință cu noi, 160 dintre ei au fost tăiați cu macetele și omorâți. Le-au dat foc la case, la biserici. I-au îngropat în grop comune, în timp ce biserica lui Dumnezeu se ospăta bine. Nu-i Dumnezeu împotrivă, și El ne-a binecuvântat și avem ce să mâncăm, dar vai de noi dacă nu ne întoarcem la Duhul Sfânt. De aceea, dragul meu, când va fi stăruință, să fii primul aici pe bancă. Să fii aici, să nu fie loc aici jos. Să nu fie loc la stăruință. Că singura putere care ne ajută este Duhul Sfânt. Predicile n-au valoare, păi ar fi cum să spun că despre predici când eu predic. Dragii mei, predicile au menirea să ne atragă la Hristos, dar când ajungem la Hristos nu mai e nevoie de predică, de altceva, e nevoie să ne plecăm pe genunchi, să fim umpluți cu puterea Duhului Sfânt. Și Domnul îți dă putere și Domnul ne ajută. Dragii mei, asta îmi doresc pentru noi. Să fim oameni duhovnicești în viața noastră, să fim conduși de Duhul lui Dumnezeu, căci toți, Romani 8:14, cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne. Amin.